Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu de YouTube. În clipul de astăzi vom face un clip mai special, deoarece vom spune niște informații despre GTA 6 și noua consolă PlayStation 5, PlayStation 5. Bun, GTA 6 a avut aseară primele informații oficiale dezvăluite cu privire la lansarea noului joc. Iar asta pentru că Take-Two, care deține Rockstar Games, au organizat conferința pentru prezentarea rezultatelor financiare pentru toți analiștii și investitorii. GTA 6 nu va fi lansat în cursul acestui an, ar putea fi lansat în 2021 sau 2022 și este peste 2 ani, 3, nu știu. Dar în urmă cu câteva zile a apărut o discuție foarte interesantă pe Reddit legată de lansarea unui joc la care nu se aștepta nimeni. Grand Theft Auto 6 a apărut pe marginile străzilor în Brazilia, a apărut și în România. Partea cea mai ciudată a ecuației este că a fost făcut pentru PlayStation 2, în contextul în care nu s-a mai lansat nimic pentru acea platformă de foarte mult timp. GTA 6 a fost anunțat chiar și pe canalele oficiale din GTA Online. Evident, ai gândit că este vorba de un mesaj venit de la o companie, însă lucrurile sunt ceva mai diferite de atât. Sper că un hacker și-a băgat coada și a reușit să creeze un asemenea mesaj care pare verdict. Însă GTA 5 este încă o adevărată fabrică de bani pentru Rockstar Games. GTA 6 rămâne unul dintre cele mai neașteptate jocuri pentru console și PC-uri în momentul de față. Însă cei de la Rockstar Games continuă să țină un nor de mister deasupra titlului, care îl dezvoltă de vreo câțiva ani buni. Cred că de la lansarea jocului GTA 5. Dar după cum vedeți pe ecran, avem un clip care trebuia să fie lansat, dar nu l-a mai lansat. Acum o să vorbim despre PlayStation 5. PlayStation 5 are astăzi parte de noi informații cu privire la lansarea pe care cei de la Sony urmează să o facă. PlayStation 5 urmează să fie lansat în cursul toamnei acestui an. Va fi lansat în luna noiembrie, nu știe deocamdată la ce preț. Dar este destul de clar faptul că noua consolă nu vei avea lansarea întârziată într-un fel de către Sony. Deci rămâne de văzut ce alte detalii va mai oferi. Însă avem detalii despre o nouă funcție numită Direct Demo. Asta înseamnă că vei putea încărca un joc din PlayStation 5 Store direct fără să-l descarci. Este un fel de trail și aduce cu o funcție din Google Play Store în care poți să te joci juca o parte din joc fără să-l instalezi. Funcția s-ar baza pe cloud gaming. PlayStation 5 consola va avea un procesor octa-core AMD Zen 2, o putere de 10, o memorie de 16 GB de memorie. Va mai avea și un SSD de 825 GB și niște lucruri care nu le înțeleg. Cam astea au fost informațiile care le-am obținut eu. Este un clip foarte, foarte scurt, dar am zis să fac așa de început. Vom mai face clipuri din astea pe viitor. Nu știu sigur, să văd dacă vă place, cum a ieșit. Eu sper că v-a plăcut. Eu am fost GameSax și ne vor lua la un nou videoclip. Nu uita de follow pe Instagram, să te abonezi, să fii notificat cu clopoțel. Eu v-am salutat, pa, pa!